Bine v-am regăsit, oameni buni, după un meci așteptat cu foarte mult entuziasm, în sensul că puteam rezolva în această dublă ecuația calificării în foarte mare măsură. Așa ne complicăm singuri, ne faultăm, ne arătăm niște limite la care nu ne mai gândeam. Totuși am jucat cu o echipă foarte, foarte jos în ierarhia mondială și care a arătat foarte puțin astăzi. L-ascultăm pe Răzvan Marin. Răzvan, 0-0, un meci care părea că ar trebui să-l câștigăm înainte. Da, vă dați seama, suntem triști, suntem supărați că am dat tot ce am avut mai bun, am încercat până la capăt să câștigăm acest meci. Cred că toată lumea a avut o atitudine pozitivă și constructivă pentru a lua cele 3 puncte. Din păcate, nu am reușit să o băgăm în poartă și asta este. Acum trebuie să încercăm să ne ridicăm moralul pentru meciul de duminică. Nu va fi ușor, dar cu siguranță vor fi și anumite schimbări și cei care vor veni și vor intra pe teren să aducă ceva în plus. Un pic previzibil acolo în ultimii metri de această dată sau poate prea încrezător că va cădea golul la un moment dat? Nu, cred că n-am reușit să fim atât de lucizi în ultimii 30 de metri, să venim cu o pasă decisivă mai bună sau cu un șut mai bun sau cu un doiuri sau cu mișcare mai multă. Cred că asta ne-a lipsit puțin astăzi, acea luciditate în ultimii 30 de metri. Dar, cum am spus-o și o repet, mai sunt meciuri de jucat, trebuie să ne jucăm șansa până la capăt și dacă va fi nevoie să mergem în Israel să câștigăm, trebuie să facem asta pentru a fi la european. Cât de mult se complică totuși situația și cum de mereu și atunci când pare că toate lucrurile sunt făcute pentru noi, reușim să facem cumva să ne fie greu? Da, sunt deja de 7 ani la echipa națională și parcă tot timpul a fost așa, ne-am făcut viața grea tot timpul. Asta e, în momentul de față, din păcate, nu mai putem schimba nimic vis-a-vis de acest meci, dar în continuare ne putem decide viitorul singuri. Se complică, clar, grupa un pic. Nu mai suntem chiar la mâna noastră, chiar dacă Israelul, într-adevăr, are de jucat cu echipe bune. Ce trebuie să facă România? Un joc, ok, convingător până în ultimii 30 de metri, cum spuneai și tu. Dar acolo, cum facem să deblocăm situația asta? Am avut și noi șansă să ne aducem în minte cu Elveția când am egalat. Da, trebuie să, nu știu, să fim mai deciși, mai convingători acolo în fața porții, să încercăm să fim mai agresivi cu mingea. Nu știu, sunt lucruri pe care cu siguranță le vom analiza cu mister și vom vedea ceea ce avem de făcut. Dar, până la urmă, dacă batem în Israel, vom fi tot la mâna noastră. Urmează Andorra, așa, și ăsta pare un meci greu acum. Da, că nu va fi ușor din punct de vedere mental, dar trebuie să ne concentrăm pentru că sunt foarte importante aceste 3 puncte. Mulțumim tare mult! Am ascultat pe Răzvan Marin și are dreptate. Suntem în continuare la mâna noastră. Încă nu am pierdut această calificare din ceea ce ne stă în putință, pentru că în momentul ăsta, bineînțeles, avem avantajul a 2 puncte în fața celor din Israel, dar ei au un meci mai puțin. Trebuie să bați Israelul, nu? Pentru că la egalitate... Sau să nu pierzi cu Israel. Dacă nu, păi poți să nu pierzi, dar... A, dacă ai și avantajul meciurilor directe. Da. Bun, o să mergem să mai vedem o declarație de acolo, de la Budapesta, în câteva momente. O să-l ascultăm pe Denis Răguș, cel care a apărut surprinzător în primul 11, nu știu câtă lume se aștepta să joace cu Drăguș titular Edi Iordănescu și totuși l-a băgat în echipă titular și conveneam la pauză că nu a fost o idee rea. Îl ascultăm acum. Denis, tu ai fost surpriza lui Edi Iordănescu astăzi. Cum ai trăit această partidă? Doar 0-0 la final. La seara, în primul rând. Da, din păcate, astăzi nu am reușit să luăm cele 3 puncte. Eu cred că am dominat jocul de la un cap la altul. Doar ultimul mic detaliu, cred că n-am fost foarte exact și cred că
asta ne-a lipsit, să băgăm mingea poartă. Eu cred că trebuie să luăm lucrurile pozitive, mai sunt 3 meciuri și în continuare mergem să ne jucăm șansele la calificare. Din păcate e o echipă care nu mai joacă, nu mai are șanse pentru nimic și trage de timp de minutul 1, dar n-avem ce să facem, mergem înainte, că așa trebuie să fie, să ne chinuim până în ultimul moment. Cum facem să rezolvăm totuși acest mic detaliu care e atât de important în fotbal? Până la urmă, golul îți aduce victoria sau golurile îți aduc victoria? Cred că trebuie să avem mult mai multă încredere în noi. Nu cred că e vorba de altceva, doar să fim încrezători, să credem că putem avea succes, că ne putem califica și că putem să facem mai mult, pentru că eu cred că, uitându-mă la acest grup, absolut toți sunt jucători de calitate, jucători care joacă și weekend de weekend fac diferența, deci nu cred că, cred că trebuie să în continuare să avem încredere în noi, să credem că putem marca și că putem lua puncte și să ne calificăm. Ești un jucător despre care Edi Iordănescu spunea acum un an că ești câștigul național. Iată, revii după aproape un an la echipa națională. Cum a fost pentru tine să intri în primul 11 astăzi? Mă bucur, normal. E un sentiment unic de fiată când îți cântă imnul. Îmi doresc să fiu pe teren în momente și mai frumoase, și anume să ne calificăm, să... Sunt onorat că am făcut parte și că fac parte din acest grup. Sper în continuare să pot să am evoluții bune și să ajutăm fiecare cum putem România să califice. O grupă ce se complică pentru noi cu acest rezultat, chiar dacă spuneai că trebuie să avem încredere, e normal, totuși nu mai suntem cumva la mâna noastră în acest moment. Israelul, într-adevăr, va juca 3 meciuri, dar... Nu știu, cum vezi tu, putem, simți că se poate să mergem la Euro chiar după acest joc mai puțin convingător în ultimii metri acolo unde contează? După cum am văzut, se întâmplă multe în grupa asta, s-au întâmplat atâtea surprize, se poate întâmpla orice în fiecare meci. Eu cred că nu putem spune un rezultat dinainte, deci trebuie să rămânem pozitiv, să mergem în continuare, mai avem un meci în câteva zile și trebuie să mergem să câștigăm. Pare și acest meci greu în contextul dat? Cum am spus, trebuie să avem încredere. Trebuie să gândim pozitiv, nu cred că trebuie să stăm să facem o dramă din orice lucru negativ care se întâmplă. Să mergem înainte, să avem încredere în noi și să mergem până la capăt. Totuși mă uitam la voi, cei care veni la Flash Interview, foarte treci după acest egal. Îl vedeți mai mult ca pe o înfrângere mai degrabă decât un egal? Normal că ne doream foarte mult victoria. Nu cred că e cineva care nu-și dorea cele 3 puncte în seara asta. Dar asta este, cum am spus, trebuie să ne revenim repede, să ne scuturăm și să mergem să câștigăm în următoarele meciuri. Mulțumim tare mult! Denis Drăguș, revenit la echipa națională după ce a început să joace la echipa condusă de Marius Mudică. Bun. Să precizăm faptul că criteriul de departajare, că ne gândim deja la calcule, am început să ne gândim mai mult la calcule, ne îndreptăm spre finalul campaniei. În caz de egalitate de puncte, criteriul de departajare este golaverajul, moment în care stăm mult mai bine decât Israelul. Dar dacă se ajunge la așa ceva, să nu uităm, Israelul are acasă ultimul meci cu Andorra, așa că s-ar putea să conteze și să... Mă rog, nici nu știm dacă e ultimul meci, pentru că poate să joace cu Andorra și să mai joace după aceea meciul cu Kosovo. Normal ar fi să joace până la meciul cu noi și meciul cu Israel, meciul cu Elveția și meciul din Kosovo. Normal așa ar fi. Că e un avantaj pentru cei din Israel dacă ei vor disputa după un meci cu Kosovo, de exemplu. Da, de acord că e un avantaj. Asta a spus și ieri la Flash, exact, la interviu Edi Iordănescu. Dar situația e oricum numai normală, nu? Absolut. Da. Serios. Adică marea problemă este să găsești când să joci și unde să joci. Și să fie regulamentar, adică să fie 48 de ore între
Da. Jocuri. Bine, dar asta n-are cum să joci. Da. Nu cred că se poate îngrămădi chiar patru. Eu cred că este imposibil. Cred că vor juca ultimul meci în decembrie. Probabil cu Andorra, nu? Sau poate ultimul, unul din meciurile astea. Deci, meciul cu... Care ar fi? Cu Kosovo? Kosovo. Deci, cronologic ar fi Elveția-Kosovo și meciul cu... Atunci meciul cu Kosovo să se joace în decembrie. Și meciul cu Andorra. Pentru că... meciul lor cu Andorra... Pentru că ei n-au voie să iasă din țară deocamdată de acolo. Da, e clar, lucrurile sunt... Da. Bun, hai să lăsăm totuși calculele, că poate nu ajungem la egalitate de puncte cu Israel, pentru că îi batem, nu? Și, da, suntem la mâna noastră. Trebuie, cum spunea și Ilie, să nu pierdem în Israel și suntem la mâna noastră. Dar, până atunci, mai avem și meciul cu Andorra. Bun, să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat astăzi. Că, sincer, eu n-am înțeles ce s-a întâmplat. Ca și la interviuri, o să mai ascultăm un interviu puțin mai târziu cu Nicușor Stanciu, ca și la interviuri, mie mi s-a părut că am fost așa, tăcuți, încrezători, fără argumente, încrezători că până la urmă o să dăm gol. Eu am impresia că am avut aceeași stare de... jucătorii au avut aceeași atitudine ca noi aici, prin studio, prin redacție. Asta mă, că o pică golul. Nu se poate. Nu se poate să nu-i batem pe ăștia. Nu, dar ei n-a fost chiar așa. Noi din exterior avem altă stare de spirit, altă emoție și altă încărcătură. Acolo, în așa ar trebui care... să fie. Eu nu cred. Eu m-am uitat la prima repriză, n-am văzut. Nu, prima repriză a fost prima repriză, avut situații de gol, am avut 4 șuturi spre poarte. Hai să spunem 3, să punem călcâiul, dar a fost situația lui Stanciu, foarte mare ocazie, foarte mare. Ce înseamnă ocazie foarte mare? Păi cum, că din, tragi din, un șut din golet de la 14 metri și nu din 12 metri când i-a dat Ali Bek singur și a dat și a respins-o portarul. Cum? Ai ocazie, mare de gol. Deci prima repriză a fost bună. Cred că și pe fondul ăsta în care au fost spațiile mai mari. În repriza a doua, adversarul schimbă și mută în 5-3-2. Deja a fost un pic de densitate acolo în zona centrală. În minutul 61 mută Edi Ordănescu, dar mută post pe post. Cred că aici trebuia să înceapă totuși săriște puțin din minutul 61. El a riscat din minutul 77. Deci dacă în minutul 61 nu făceai schimbare post pe post sau renunțai la un mijlocaș defensiv, îl treceai pe Răzvan Marin, jucai cu Ali Bek în continuare, jucai cu Yanis Hagi în linia de mijloc, puteai să schimbi post pe post într-o anumită zonă la Morțan cu Man. Man a fost activ, dar nu a avut foarte multe reușite în prima repriză. Deci din minutul 61 puteai să faci lucrul ăsta. I-a ieșit în Elveția în minutul 70 și ceva și a mutat. De data aceasta, mutarea ofensivă a venit în minutul 77, când îl scoate pe Screciu și îl introduce pe Olaru în linia de mijloc. Deci foarte târziu cumva a fost acele mutări ofensive. Urmă am suferit foarte mult în ultimii 20 de metri. Chiar dacă am avut posesie, dacă ne uităm la statistică, la pase precise, la tot ceea ce înseamnă modul cum am controlat jocul, am suferit în ultimii 20 de metri. N-am avut un aport foarte bun al fundașilor laterali. Nici Bancu, nici Rațu n-au fost într-o seară foarte, foarte bună. Urmă a intervenit în momentul în care în minutul 70 și ceva, hai să spunem, de pe minutul 70 este 0-0, am simțit că este foarte greu să marcăm, pentru că am văzut presiune, am văzut foarte multe greșeli, n-am mai văzut creare de ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, 1 contra 1, superioritate. N-ai mai avut, Ali Bek a fost, cred că a fost extrem de activ, chiar dacă n-a avut reușite, dar cred că Ali Bek în prima repriză a fost extrem de periculos, la fel ca și Drăgușin. Deci în ultimii 20 de metri... Drăguș. În ultimii 20 de metri echipa noastră a început să n-aibă acea luciditate. N-am avut ultima pasă. Singurul șut pe poartă în a doua repriză a fost șutul lui Răzvan Marin. Deci în prima repriză am avut 4 șuturi pe poartă, în a doua un singur șut al lui Răzvan Marin. Cei care au intrat de pe bancă au încercat, au vrut, dar în momentul în care n-au avut 2-3 reușite, n-au avut 2-3 execuții, n-au intrat foarte bine în joc, a început și la ei să aibă o presiune și să greșească foarte ușor.
Și aici putem să-l, putem să-l numărăm pe, pe cine a intrat. A intrat Luis Munteanu, a intrat Murunțan, a intrat Hagi, Mihaila. A intrat Mihaila, a intrat Olaru. Adică n-au venit cu plusul ăla să aducă acea, cum să spun eu, să aducă un plus, în primul rând, de tonus, în primul rând, de reușite. Adică să dea consistență jocului, să dea încredere echipei. Mie, la Murunțan mi s-a părut că a adus ceva în plus, oricum, mult peste ce a fost înainte. Adică au ajuns multe mici la el, a încercat să dea și puțină viteză acțiunilor de atac, a mai încercat și șut la poartă. Mi s-a părut că a avut la un moment dat și o acțiune foarte frumoasă la Zidane, urmată de centrare. Parcă s-a văzut totuși la Murunțan ceva. Da, da, sunt zone în care au fost câteva acțiuni, hai să spunem, care a creat un dezechilibru, dar fără consistență. Adică nu vorbim de o situație importantă de gol în a doua parte a jocului. Ceea ce este clar că echipa a suferit. Și încet, încet, după un început, să spunem, un început foarte bun al lui Murunțan, nici Murunțan nu s-a mai ridicat la un nivel foarte bun. Asta spuneau și ei, că acolo, în ultimii 20 de metri, a lipsit, cum să spun eu, personalitatea, ultima pasă, șutul, inspirația. Și asta, clar că vorbim de o presiune foarte mare în sânul echipei. Mie, iartă-mi naivitatea, mie nu mi-a plăcut nici prima repriză. O repriză cu o echipă foarte slabă, căreia nu ai reușit să-i pui mari probleme. Nu mai vorbim. Sper că nu vorbim în seara asta despre apărare. Ce apărare? Nu. Păi cum să-l, dați să-l vorbim. Păi ce? Ce Moldovan a scos 2000 de gol. Asta păi nu, da. Păi ce a fost la linia de fundaj. Adică... Și plus șutul ăla pe lângă poartă. Păi ce s-a întâmplat? Păi da, repriză, rezultatul este mincinos, Vali. Mai, nu trebuia să ne bată, nu știu. Nu. Păi sunt trei faze. E adevărat. Sunt trei faze. Că dacă ăsta de aici nu dă colțul scurt, plasă laterală și dă colțul lung, Moldova nici nu vedea, pentru că avea un jucător în față. Da, da, da. Plus după aceea ultima de două. Trebuie să știe și șutul, da, nu? Păi da, dar noi am avut un șut pe poartă în a doua repriză pe mijlocul porții. Da. Un șut pe spațiu porții. Contra unei echipe, cea mai slabă e în grupă din punctul meu de vedere, mai slabă și ca Andorra. Bun, poate nu fi mai slabă ca Andorra, dar e pe acolo. Păi Vali, sunt decât doi jucători care au jucat la București cu noi. Păi, este da, o echipă, cei mai buni jucători ai lor nu sunt la echipa națională. De aici au și problemele care le au. Și care sunt de notorietate. Și care le-a spus și Amutovski și la Cugeli Belarus. Jucătorii... Uite că scot un rezultat foarte bun cu România, păi, 0-0. Păi dar numai cu noi putem să scoată rezultatul ăsta pe fondul unui joc la noi. Păi dacă ei joacă cu trei fundași centrali, au schimbat, cum a zis Silie, la pauză în 5, păi noi cum putem să schimbăm amândoi atacanții? Și Alibec și Drăguș. Cei care au venit de pe bancă nu au adus nimic. Murunțan, practic, poate și el. Practic, atacat ai rămas cu Luis Munteanu. Da. Care și el, din punctul meu de vedere, zero. Schimbările au venit făcute foarte târziu și anapoda, din punctul meu de vedere. Nu. Bun, ai voie să schimbi. Primele două au fost făcute, trebuia mai devreme, de 61. Nu, mai devreme umblam la mijloc, dar nu schimbam vârfurile de atac când ei joacă cu trei fundași centrali. Puteam să vin, spun și eu, cu Olaru, schimb de la mijloc. Când ei sunt, păi, fundașii noștri centrali, ce făceau acolo? Plus Creciu, pe cine păzeau? Așa mari probleme ne-au pus Belarusul. Vin cu Olaru și intru cu Olaru și crezi ceva la mijloc. Dar să schimbe amândoi atacanții mi se pare prea mult în fața unui adversar, nu mediocru, foarte slab. Sub mediocru, cum spunea sub mediocru, da. Paraschivescu. Păi eu mențin caracterizarea în continuare. O echipă mediocră a jucat împotriva alteia sub mediocră și n-a reușit să o învingă, deși toate reperele statistice sunt în favoarea noastră. De exista un banc pe vremuri. La Radio Revan se pune întrebarea: se poate construi socialism în Olanda? Și răspunsul era: se poate, dar e păcat. Așa și cu noi. E păcat să ne calificăm jucând așa. Eu, ok, ținem cu noi, să fim în galben, e zi de bere, e zi de meci, fi în galben. Ok, suntem în galben și ce vedem? Nu vedem nimic. Dacă se va construi la un moment dat monumentul impotenței, Naționala României trebuie să pozeze ca model în grup. Da? Pentru că asta a fost o demonstrație clară de neputință, de lipsă de inspirație, de legănat iluzia norocului din ultimele minute, da, am scăpat nechelfăniți de Kosovo în deplasare, am marcat la limita miracolului două goluri cu Elveția la sfârșit de meci, am învins Kosovo după ce Kosovo a rămas fără jucătorul cel mai bun și primul gol marcat în minutul 83, deci regulă de 3 sau de 6, simplă sau dublă. Așa o să fie și acum. Iată că n-a fost. Acum, schimbările sunt toate ofensive, și nu știu dacă poți să-i impuți selecționerului vicii de selecție.
poate mici greșeli de orientare și de inspirație, dar el a ales în general ce a avut mai bun. Corect, și aici corect, este povestea, de fapt. Aici e asta este cei mai buni. Da. Aici e tristețea. Păi da, și când îl auzi și fără Răzva Marinca, am dat tot ce am putut. Păi, nu, asta, păi asta e tot ce am putut. Da, păi asta putem. 0-0 cu Belarus, asta e tot ce puteam. Eu de câțiva ani vorbesc de principiul toboganului. Nu poți să urci pe un tobogan, dar poți numai să cobori. Noi suntem în coborâre în continuare, chiar dacă mai avem șanse de calificare. Șanse există, ok. Șanse o să existe probabil și după meciul cu Andorra. Și te prezinți așa? Deci o echipă care nu spune nimic, care are un joc incolor, inodor, insipid. Chiar dacă a tras de 3-4 ori pe poartă. Bun, și atunci o să vină adică lumea și o să zică, hai domne, nu mai sunteți mulțumiți nici când ne calificăm? Nu, ăsta era obiectivul, nu să ne calificăm? Ba da, da, stai că încă nu ne-am calificat, mai sunt de jucat. Bun, dar dacă ne calificăm, acum da. Începeți să vorbiți despre ce jucăm acolo dacă ne calificăm. Păi da, asta nu, o să vadă de jucătorii selecționerii ce, ce o să, de ce jocul să din jucăm. Seara asta. Da. Păi jocul, bazându-te pe jocul din seara asta, te gândești, bă, dar la turneul final ce-om juca? Dacă da. Păi tot așa ceva, un fel de bătuta pe loc, pentru că ăsta nu-i fotbal. Să convenim, ăsta nu este fotbal. Facem echipe slabe, cum ai spus și tu. Nu știu dacă e mai slabă ca Andorra, nu contează. Dar este o echipă limitată. Dar limitele lor n-au putut fi înfrânte de noi, pentru că noi, la rândul nostru, suntem limitați. Suntem limitați un pic mai sus decât ei. Dar asta nu e echipă care să sperie pe cineva. Și sper să n-au din gura nimănui povestea cu terenul. Noi eram zmei dacă aveam un teren convenabil. Belarus a jucat acasă ca și cum ar fi jucat în deplasare, n-a avut public, n-a avut nimic, n-a avut niciun atu dintre cele tradiționale. Noi, în mod normal, trebuia să decidem jocul ăsta. Faptul că nu l-am decis nu ține nici de ghinion, nici de arbitraj, să nu ne luăm cumva de arbitrii, ține de propria noastră lipsă de valoare, de conținut și de orizont. Îl ascultăm și pe capitanul naționalei Nicolae Stanciu. Bun găsit, cum vine acest rezultat? E greu, e greu de digerat, pentru că, fără dubii, cred eu că meritam să câștigăm. Am făcut totul pentru așa. Din păcate nu am reușit să marcăm. Personal îmi asum ratarea din prima repriză, chiar în primele minute. Dacă este unde s-a pierdut meciul, zic că l-am pierdut acolo. Îmi asum responsabilitatea pentru că n-am reușit să marchez la acea fază. Dar ce s-a întâmplat acolo? A părut că n-ai lovit-o cum trebuie. A fost, nu știu, starea gazonului sau pur da, și simplu? Nu e, nu e starea gazonului, starea, nu știu, mi se pare că n-am lovit mingea cum trebuie și... Dar nu e o scuză, a fost o ratare mare, probabil dacă reușeam să marchez altfel la meciul. Ți-am zis să-mi asum responsabilitatea și îmi doresc ca acum să fim conștienți toți că calificarea încă depinde de noi. Le-am zis și acum băieților. Noi n-am avut norocul, să zic așa, să câștigăm în ultimul minut cum a făcut-o de două ori Israelul. Dar dacă merităm să ne calificăm, va trebui să batem și Israelul și meciurile care au rămas, dacă vom merita să ne calificăm. Totuși, am dominat clar mai mare valoare națională a României decât Belarus, dar totuși parcă mult prea previzibil. Nu am găsit soluția acolo în față, soluția de a marca până la urmă. Nu ai avut doar tu ocazia, au mai fost ocazii. De ce? Da, a fost destul de previzibil cumva. A fost destul de greu pentru că s-au operat au jucat un sistem cu 5-3-2, 5-4-1. Era destul de greu să reușim să facem combinații pe centru, deși ocazia mea a venit după astfel de combinație. Aveau și talie destul de înaltă toți fundașii. Era greu cu centrări. Și da, cum ți-am zis, e destul de greu să joci împotriva unei echipe care se apără așa cu 8-9 oameni acolo în 30 de metri și din păcate n-au reușit să-i deschidem astăzi. Ne-a ieșit, spre el, nu am avut noroc astăzi, totuși cu Elveția ne-a ieșit, am reușit după un joc mai slab să înscriem două goluri și să luăm un punct. Spune-ne totuși cum se complică acum situația națională noastră apropo de calificare și de ce trebuie să ne facem mereu grea, să fie mai greu la noi?
Da, nu știu, așa ni s-a întâmplat mereu. A trebuit să muncim mereu pentru tot ceea ce am obținut. La fel vom face și acum. Cel mai important este să luăm cele 3 puncte cu Andorra Capitale și până la urmă, v-am zis, probabil și dacă reușeam să câștigăm asta, aveam meci decisiv în Israel sau nu știu care, ce calcule erau, ce rezultate vor fi, dar ți-am zis, dacă merităm să ne calificăm și vom face totul pentru acest lucru, vom reuși să câștigăm în Israel.